În data de 17 septembrie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș au desfășurat la 3 unități de învățământ de pe raza comunei Grădiștea activități de informare a copiilor cu privire la regulile elementare de circulație ce trebuie respectate. 145 de copii de la clase diferite din cadrul celor 3 unități de învățământ au făcut cunoștință cu polițiștii și au avut ocazia să învețe sau să își reamintească principalele reguli de circulație și semnificația indicatoarelor rutiere. Activitățile s-au desfășurat sub forma unor concursuri interactive, prin care copiilor li s-a explicat cât de importante sunt câteva reguli simple care le pot păstra viața în siguranță, iar la final aceștia au primit materiale informative. Mașina care se apropie, șoferul, trebuie să ne vadă că suntem aici și că vrem să traversăm. Dacă nu ne vede, e problemă. Că de ce traversăm? Că dacă eu vin, eu fug acum, aici. Nici nu mă uit, nici în stânga, nici în dreapta. Șoferul, cum suntem noi, nici idei așa, nici n-are timp să ne vadă că suntem pe trecerea de pietre. Și n-are timp să oprească, da? Deci de-aia te poate și omoră, da, dar te poate rupe o mână, un picior. Noi avem cel mai mult de spune, da? Deci, obligatoriu. Asta e prima regulă. Ne-am oprit, ne-am asigurat că nici din stânga, nici din dreapta nu vine nicio mașină, sau cele care vin ne-au văzut și au oprit și abia atunci traversăm, da? Super! Am înțeles regula asta? Indicatorul ăsta, să fiți foarte atenți aici, da? Indicatorul ăsta este pentru șoferi, pentru mașina asta. Mașina asta când vine așa în viteză, se apropie, vede acest indicator și șoferul știe. Se apropie o trecere pentru pietoni. Trebuie să încetinesc ca să opresc în siguranță și să dau prioritate pietonilor. Adică oamenii care trec pe trecerea de pietoni. Ok. Tu ești omul care trece pe trecerea de pietoni, da? Așa, dă-o bun. Uite, dă-o bun, uite, ia bici. Hai, poți să mă fac cu te distra. Bravo, ce ai ajuns la trecerea de pietoni și vrei să ajungi acasă. Cum faci tu să traversezi? Iată, trebuie să-mi mașină. Hai, și vezi că vin cam în viteză. Ce faci? În primul rând, ce faci? De ce? Dacă te uiți în stânga și în dreapta. Ia zi-mi, ce faci tu? Primul lucru care îl faci. Ce faci când ajungi la trecerea de pietoni? Te uiți în